Bună ziua! Am onoarea și deosebită plăcere să organizăm azi la Chișinău ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României. Salut prezența în număr atât de mare de reprezentanți ai mass media din România, fapt ce reflectă interesul crescut al opiniei publice de dincolo de Prut față de evoluțiile din Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă încurajez să reveniți cât mai des la Chișinău. După cum se vede și din rezultate, a fost o ședință de lucru, nu doar una festivă. Ambele echipe au venit determinate și pregătite să utilizeze la maxim oportunitățile de pe agenda bilaterală pentru acțiuni cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. În acest sens, e o semnificație aparte decizia de a construi un pod nou peste Prut. E vorba de podul care va uni două localități cu același nume, Ungheni. E un pod care va aduce bunăstare oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Și nu e vorba doar de combustibil și timp economisit pentru călătorie, ci inclusiv de sentimentul de apropiere care va genera noi oportunități de angajare, noi fluxuri de turiști și consumatori și noi afaceri create atât în Ungheni cât și la Iași. Prin construcția acestui pod, Iașul se apropie de Chișinău, iar Chișinăul se conectează direct cu rețeaua de autostrăzi europene. Este primul pod nou care va lega malurile Prutului după independență. M-am bucurat mult să comunic direct cu reprezentanții noului guvern de la București. Avem mare noroc că pe dimensiunea Republica Moldova există o abordare comună a tuturor forțelor politice din România. Sperăm că prin astfel de parteneriate îi vom convinge și pe toți actorii politici din Moldova că cetățenii au numai de câștigat din această cooperare. Dincolo de emoțiile pozitive și deschiderea extraordinară pe care am simțit-o din partea premierului Nicolae Ciucă și a membrilor guvernului domniei sale, am avut și înțelegere pe dimensiunea proiectelor discutate, dar și o productivitate fantastică privind proiectele de viitor și ideile de aprofundare a colaborării noastre spre binele oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Îmi exprim satisfacția și recunoștința pentru aprobarea unor proiecte majore, unul din ele fiind fondul de 100 de milioane de euro pus la dispoziție sub formă de donație pentru proiecte de dezvoltare în Republica Moldova. Sunt bani care vor aduce dezvoltare în regiunile Moldovei, vor crea locuri de muncă, se vor transforma în infrastructură care să facă viața comunităților mai bună. Acces la apă de calitate, stații de epurare, servicii publice de calitate, proiecte culturale și de dezvoltare a turismului. La fel, nu pot trece cu vederea acordul privind serviciile de roaming. Acestea urmează să se ieftinească semnificativ pentru utilizatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova și din România. E vorba de reducerea drastică a tarifelor pentru apeluri primite și servicii de internet, și eliminarea tarifului de roaming pentru apeluri efectuate de cetățenii ambelor țări care trec Prutul. Doresc să menționez în mod special memorandumul privind cooperarea în domeniul securității energetice. Criza energetică globală, care a afectat și Republica Moldova, a fost o nevoie în care s-au văzut prietenii. Suportul oferit de Uniunea Europeană, țările membre ale Uniunii Europene și, în mod special, România, a fost esențial pentru depășirea momentelor celor mai critice prin care am trecut noi în luna octombrie. În contextul proiectelor energetice majore pe care le desfășoară România, inclusiv pe dimensiunea extragerii și stocării de gaze naturale, dar și pe dezvoltarea capacităților de producere a energiei electrice, e nevoie de urgentarea eforturilor de interconexiune energetică. Am acordat azi colegilor din România certificatul privind
executarea integrală a obligațiilor contractuale asumate de Eurotransgaz prin contractul de vânzare-cumpărare la concursul investițional al complexului patrimonial unic Vest-Mold Transgaz, ceea ce reprezintă, de fapt, punctul final în construcția gazoductului Iași-Chișinău. Guvernul nostru, imediat de la investire, a deblocat procesele legate de interconectarea prin linii electrice de înaltă tensiune și aici am avut o colaborare foarte bună cu colegii din România. Au fost semnate mai multe documente importante, după cum ați văzut, privind digitalizarea, învățământul, cercetarea, cooperarea pe dimensiunea justiției și combaterea corupției. A fost o agendă bilaterală încărcată, ceea ce ne bucură și sunt încrezătoare, domnule prim-ministru, că în viitorul apropiat vom veni cu noi vești bune și realizări concrete în practică, așa cum am discutat. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, pentru primirea călduroasă la prima ședință comună de guvern organizată la Chișinău, în Republica Moldova. Reuniunea de astăzi ne-a oferit oportunitatea unui dialog de substanță asupra priorităților comune ale celor două executive. Am transmis guvernului condus de doamna prim-ministru Natalia Gavriliță un mesaj ferm și sincer de susținere pentru parcursul european al Republicii Moldova în conformitate cu parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum și pentru procesul de reformă profundă pe care îl realizează guvernul de la Chișinău. Trebuie remarcat de la bun început că declarația comună a președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a constituit semnalul unui nou început, oferindu-ne ghidajul politic pentru relansarea cooperării bilaterale. Am salutat în discuțiile de astăzi dinamica excelentă a dialogului și cooperării bilaterale pe care le avem în prezent la toate nivelurile. România a fost și este alături de Republica Moldova, căreia, în plină criză, i-a acordat în anul 2020 asistență oficială pentru dezvoltare în valoare totală record de 46,8 milioane de euro, îndeosebi în domeniul educației prin bursele de studiu atribuite de Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe. Grație contribuției noastre voluntare, organizația European Endowment for Democracy a beneficiat de fonduri în valoare de 300.000 de euro pentru implementarea de proiecte în sprijinul societății civile și a presei independente. Totodată, în anul 2021, într-o perioadă critică a pandemiei, conform pachetului de sprijin anunțat de președintele Klaus Iohannis, România a donat peste jumătate de milion de doze de vaccin împotriva COVID-19 și peste 100.000 de teste rapide antigen și un nou ajutor medical în valoare de peste 2 milioane de euro. Agricultorii din Republica Moldova au primit peste 6.000 de tone de motorină din partea României. România este primul partener comercial al Republicii Moldova și unul din principalii săi investitori. Volumul comerțului pentru anul 2021 este de 2,4 miliarde de dolari, un record în relațiile bilaterale.
Dorim să consolidăm aceste evoluții pozitive pentru a fructifica integral potențialul uriaș de cooperare existent, mai ales prin investiții românești consistente în Republica Moldova. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de eforturi hotărâte pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului investițional al Republicii Moldova. Am avut discuții extinse pe acest subiect, care reprezintă nu doar o așteptare a companiilor românești, ci mai ales un efort absolut necesar pentru dezvoltarea de ansamblu a Republicii Moldova, pentru asigurarea prosperității Republicii Moldova, pentru locuri de muncă mai multe și mai bine plătite, pentru ca bunăstarea să se resimtă la nivelul fiecărui cetățean și a fiecărei localități. Guvernul României urmărește cu îngrijorare provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova în sectorul energetic. Suntem în continuare alături de Republica Moldova în acest domeniu, sensibil cu implicații semnificative pentru cetățeni. Iată că în mai puțin de 3 luni deja semnăm o parte din documentele care privesc obiectivele foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova. Acordurile privind asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontieră și reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming. Protocoale de colaborare în domeniul educației, inspecției muncii și al învățământului militar, planurile de acțiune în domeniul justiției și al afacerilor interne, memorandumurile de înțelegere în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, precum și în domeniul transformării digitale. Acordul privind asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro în beneficiul Republicii Moldova va reprezenta principalul vector prin care România va sprijini în mod practic în perioada următoare, financiar și tehnic, efortul Republicii Moldova de dezvoltare durabilă, de avansare pe calea reformelor și apropierii de Uniunea Europeană, precum și de creșterea rezilienței în sectoarele esențiale pentru societate. Acest acord va fi practic instrumentul prin care ne propunem să susținem racordarea fermă, solidă a Republicii Moldova la spațiul european prin România, prin drumuri și poduri, prin rețele de electricitate și gaz, prin proiecte de dezvoltare locală. Acordurile vizează construirea unui pod peste râul Prut, între Ungheni și Ungheni, respectiv consolidarea podului rutier între Galați și Giurgiulești, care au o puternică semnificație practică și simbolică privind conectarea între România și Republica Moldova. Avem nevoie de un cadru de colaborare pentru reducerea tarifelor de roaming. Chiar dacă acordul de astăzi nu echivalează cu reducerea imediată a costurilor de roaming, documentul ne oferă instrumente pentru atingerea acestui obiectiv. Începem astăzi acest proces cu implicarea esențială a operatorilor de telefonie de pe cele două maluri ale Prutului. Sperăm să avem cât mai curând rezultatele pe care le așteaptă cetățenii noștri. Reușita noastră va oferi modele de urmat și în relația Republicii Moldova cu alte state din Uniunea Europeană. Totodată, în implementarea foii de parcurs, pe lângă documentele deja indicate, care stabilesc ample acțiuni de colaborare și sprijin, au fost realizate progrese clare în sectoare precum mediu, ape și păduri, cooperare regională, lucrări publice și administrație, agricultură, finanțe,
fonduri europene, sănătate și cultură. Există de asemenea o cooperare ambițioasă în domeniile apărare, familie, tineret și egalitate de șanse și sport. Declarația comună privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional, semnată astăzi, transmite un semnal prietenos mediului de afaceri, inclusiv pentru investitorii din România. Angajamentul nostru politic la nivel guvernamental va contribui la extinderea conexiunilor economice și investiționale bilaterale, precum și la promovarea produselor și serviciilor în ambele sensuri. Depinde doar de noi să continuăm ritmul acestei conlucrări orientate către rezultate în beneficiul cetățenilor noștri. Discuțiile de astăzi au nevoie de acțiunile noastre concrete și cred că aceasta este direcția în care trebuie să mergem. Vreau ca ritmul acesta, îi putem spune accelerat, în care am început să lucrăm împreună, să devină o constantă pentru implementarea unei agende comune pentru binele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc!